Salutare tuturor! Astăzi vreau să vă povestesc puțin despre noua Skoda Octavia Tour, o variantă economică a Octaviei 2, care intră pe piață la un preț foarte bun, însă și cu câteva minusuri la capitolul dotări, despre care vă povestesc în câteva minute. Haideți să o conducem! Varianta aceasta este un 1.6 benzină MPI, este un motor așadar cu injecție multipunct, dintr-o generație oarecum depășită. Este încă unul dintre semnele că Octavia 2 vine cu câteva minusuri la inovație de dragul prețului. Pe ansamblu, însă motorul mi s-a părut bun, este silențios și fâșneț și este adus la norma de poluare Euro 5, așadar la achiziție nu veți resimți o cheltuială prea mare pentru plata taxei de prima matriculare. Cu toate acestea, hai să vorbim despre minusurile despre care v-am zis. Mașina, evident, este un final de generație la care i s-au mai dat din dotări. Spre exemplu, la exterior nu are bandouri. Tabla este curată, vopsită în locul lor. De asemenea, nu are mânerele de la uși. Nu sunt în culoarea caroseriei, sunt din plasticul acela negru obișnuit. De asemenea, oglinzile nu sunt vopsite în culoarea caroseriei, au însă semnalizare pe oglindă. Antena, iarăși o chestie interesantă, au reușit să găsească, nu știu cum, o antenă chiar mai ieftină decât cea obișnuită, aceea cu sârma înfășurată în jurul ei, este o variantă mai scurtă. Și acum să venim la interior, unde sunt lucrurile pe care le veți observa cel mai mult la condus. Mașina suferă puțin la dotări, însă le are pe cele de care într-adevăr ai nevoie pentru o mașină de oraș, să zicem. Nu are aer condiționat automat, este la buton. Funcționează destul de bine, l-am încercat, mașina se încălzește într-un termen decent și ventilează suficient de bine. Nu mai are acel casetofon de pe consola centrală mare cu display-ul acela mare de care v-ați obișnuit. Este efectiv un CD cu radio, puteau măcar să-i pună MP3 sau o intrare auxiliară, nu le-am găsit. Aici, deasupra gurilor de ventilație, nu mai există acea casetă închisă la buton, este efectiv un spațiu gol, relativ util, am putea să ne punem telefonul acolo. De asemenea, și în locul casetofonului, care era înainte dublu și acum este mult mai subțire, a rămas iarăși o fantă liberă în care poți să-ți bagi o agendă sau alte lucruri. Volanul este mai simplist, prea puține inserții colorate, nu am văzut inserții argintii nicăieri, foarte mult, evident, plastic. Dar un plastic decent, bordul este în continuare din cauciucul din acela moale, însă, spre exemplu, schimbătorul este negru, absolut simplu, la fel la frâna de mână, mânerele de pe uși, inclusiv aceste mânere pentru deschis ușa sunt din plasticul acesta negru și nici măcar nu le-am mai nichelat. Sunt câteva lucruri pe care cei care au mai condus sau au mai mers într-o Octavia, iar eu merg zilnic cu cele de la muncă, le observă, însă dacă stau să mă gândesc pe ansamblu, am ce-mi trebuie, ce e mai important la mașina asta. Este o Skoda Octavia, este o mașină bună, are un motor decent de 1.6 benzină, varianta aceasta. Mai există încă o versiune de 1.4 benzină, amândouă MPI și cam atât, fără prea multe opțiuni. Mi-ar fi plăcut să văd măcar un 1.2 TSI pe această configurație, o configurație care ar fi cu mașina mult mai interesantă, poate ceva mai fâșneață și mai economică, și la taxa de prima matriculare, cu siguranță și la impozit. În rest, vă spuneam, mașina este mulțumitoare. Scaunele sunt ok, nu foarte bune. Eu am o mică problemă cu scaunele din Skoda și din cauza faptului că sunt foarte multă mașină. Însă, prin comparație cu alte mașini, sunt destul de bune, nu excepționale însă. Toate aceste lucrușoare despre care v-am spus că lipsesc de pe Octavia 2 Tour sunt făcute astfel încât prețul să fie adus mai jos, asta este clar. Skoda se luptă pentru acest segment de mașini low cost pe o piață în care tot mai mulți constructori vin cu mașini ieftine, implicit Loganul, încearcă să ofere o treaptă peste cu rabat la destul de multe lucruri care cred că pe ansamblu nu vor fi deranjante. Mi-ar fi plăcut totuși poate să văd și o cutie în 6 rapoarte, asta este doar în 5, însă funcționează destul de bine din câte am simțit-o eu, schimbă precis, nu poți să ai foarte multe pretenții oricum.
iar așteptările de la o tehnologie care deja și-a cam trăit viața și este la capăt, la capătul ei tehnologic, să zicem, de utilizare, ar trebui să fie, ar să fie bune, adică să ai așteptări bune de la astfel de tehnologie care a fost verificată deja până acum și doar vremurile o fac să fie scoasă din utilizare și înlocuită cu alte tehnologii mai noi și mai economice. Rămâne de văzut cât de fiabile vor fi însă și ele la rândul lor. Mă bucur că cei de la Skoda nu au renunțat însă la computerul de bord. Nouă bărbaților ne place să butonăm și mie de asemenea, bineînțeles, și ne place să ne știm consumurile pe care le-am făcut. Și dacă tot e să vorbim despre consum, dacă mă uit în bord, după 11 km cu 3 drumuri foarte scurte prin București la temperaturi negative, am făcut 22 de litri la 100 de kilometri. Nu cred că este un consum relevant, pentru că nu am apucat să mișc mașina prea mult, iar oricum 129 de kilometri la bord, așadar nici măcar nu și-a făcut rodare corespunzător. Cred că oricum consumurile pe care le știți tipice pentru această motorizare de pe Octavia 2 se vor simți și în Octavia Tour, avantajată poate de o greutate ceva mai ușoară, odată cu dispariția atâtor accesorii pe care ne plăcea să le avem la dispoziție. Mașina vine pe piață la aproximativ 13.000 de euro, iar în programul Remat o poți obține și la un preț mult mai bun de atât. Așadar, o investiție relativ bună pentru cei care vor o mașină decentă, peste Logan, însă sub alte mașini mai bine dotate, iar Octaviile au o reputație de mașini bune. Gata, atât despre această mașină, vă invit să mergeți să o testați și voi la Avia Motors, așa cum am făcut și eu, numai bine!